Doliu în lumea teatrului românesc. Actorul Alexandru Lulescu s-a stins din viață, în urma unui accident vascular cerebral. A murit într-un centru de bătrâni, fiind de mai mult timp într-un azil, unde primea îngrijiri de la un personal specializat. În urmă cu 2 săptămâni, artistul a împlinit 90 de ani, actorul a fost coleg de generație cu Dem Rădulescu, George Constantin, Gheorghe Dinică, Gheorghe Cozorici, Puiu Călinescu, Jean Constantin și Stella Popescu. Artistul a primit în urmă cu 6 ani Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer. Pentru întreaga sa activitate pus în slujba artei scenice și spectacolului. Aproape 20 de ani a apărut în fața camerelor de filmat alături de genialul Nicu Constantin. Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice din istoria revistei românești. Actorul Alexandru Lulescu a apărut ultima oară pe scena Teatrului Românesc de ziua lui, pe 1 iunie 2019. Odată cu venirea pandemiei de coronavirus, a locuit cu familia, iar apoi a fost dus într-un centru de bătrâni. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, i-a conferit artistului Alexandru Lulescu, pe data de 7 februarie 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer categoria de arta spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Alexandru Lulescu a petrecut 70 de ani pe scena Teatrului Românesc. Prima sa apariție pe scena teatrului de revistă Constantin Tănase, ansamblul de estradă, a fost în anul 1952. În 1961 s-a angajat la teatrul devenit între timp satiric muzical Constantin Tănase, unde a jucat în 10 de spectacole. Lulescu făcea stand-up comedy în anii 60-70-80, înainte ca acest gen să fie descoperit. În ultimii ani, actorul a rămas printre ultimii din generația sa.